Eram undeva la evangelizare și un proroc se ridică în picioare. Că mie îmi place la evangelizări când sunt prieteni. Cât de mulți prieteni? Să vină Duhul Sfânt în adunare. Nu vă place asta? Unii spun, frate Călin, vezi, nu fi chiar așa, cum mai altfel vorbești, să simtă oamenii mai bine. Vezi, du-i într-o stare de confort. Și Duhul Sfânt se găsește pentru un bărbat. Bărbatul așa vorbește Domnul. În multe rânduri ți-am vorbit. Am creat condiții și cadrul în care s-a ascuns cuvântul meu. Te-am chemat de atâtea ori la mine și nu vrei să mă asculți. Va veni o zi, zice Domnul, când te vei învârti în sicriu. Vei striga atunci la mine și nu va fi cine să te asculte. Când am auzit prorocia asta, m-am gândit, Doamne, interesantă lucrare. Omul nostru care a avut prorocia se ridică în picioare și operează public pe proroc și spune, ascultați, nu-i de la Domnul lucrarea asta. Dar cine a mai pomenit, auzi tu, Domnule, să te învârți în sicriu, așa ceva? Nu-i de la Domnul, vezi de treabă, Domnule, nu-i de la Domnul. Prorocul i-am dat nota maximă, n-a comentat nimic. A stat pe un băncuț acolo, pe un scaun, n-a zis nimic. Lasă că vede Domnul, nu-i de la Domnul, nu-i de la Domnul. Stai liniștit. A stat liniștit. Plec eu de acolo și după 2 săptămâni mă sună din biserică. Frate, a murit omul ăla. Care? Ăla ce a avut lucrarea. A murit, a plecat. A murit, da. Și ce s-a întâmplat? După lucrarea, zic, a fost înmormântat. Da. A fost înmormântat. Și a doua zi după ce a fost înmormântat, în cimitir, prin cimitir trece un cioban cu turma de oi. Și ciobanul spune, când s-au apropiat câinii de mormânt, nu știu ce s-a întâmplat, dar au început câinii să scoată niște sunete de așa maniere, mărturisea ciobanul, ce n-am auzit în viața mea. Păi urlau câinii, mă frate, și cu picioarele din față aruncau pământul de pe mormânt. Doamne! Ciobanul se sperie, lasă turma și câinii acolo, aleargă în sat și anunță. Oameni buni, veniți de vedeți ce se întâmplă, dar eu îmi cunosc, că sunt câinii mei, animalele mele. Așa ceva? Merge la poliție, la medic, la primărie. Domnilor, veniți și faceți ceva! Desumați, domnule, deschideți sicriul ăsta! Uitați-vă ce se întâmplă! Urlă câinii, opriți-i dumneavoastră! Organele competente, în măsura asta, domnule, nu se poate. Trebuie aprobare de la medicul legist, de la primărie, de la poliție. Nu, cum crezi tu că mergi să dezumezi așa ceva? O, probabil în cealaltă zi. A doua zi după mormântare, au obținut toate avizele, și-au desumat, și-au deschis, și-au scos sicriul, și-au luat capacul de pe sicriu. Omul nostru era cu fața jos, mă frate. De câte ori s-o fi învârtit el în sicriu acolo? Numai Dumnezeu știe, frate. Numai Dumnezeu știe de câte ori s-o învârtit el acolo. Pentru că de multe ori și în multe rânduri și în circunstanțe Domnul i-a vorbit și el a spus, asta e apă de ploaie. Nu-i de la Domnul lucrarea, vezi de tea. Domnul să aibă milă de noi. Amin.